Comisia Europeană a deschis o investigație referitoare la ajutorul pe care România i l-a acordat companiei aeriene Blue Air. În august 2020, statul român, cu acceptul instituției europene, i-a dat firmei aviatice două garanții publice în valoare totală de peste 60 de milioane de euro. O parte din bani erau pentru compensarea daunelor provocate de pandemie și una pentru a acoperi nevoia Blue Air de lichiditate. Ulterior, România le-a prezentat europenilor un plan de restructurare a Blue Air și de rambursare a banilor până în 2026. În acest plan este prevăzută și o finanțare privată venită din partea Blue Air. Tocmai acest lucru este investigat. Comisia Europeană verifică dacă contribuția proprie a firmei este suficientă și dacă planul de restructurare poate readuce compania pe linia de plutire fără alte ajutoare de stat, astfel încât concurența de pe piața serviciilor aeriene să nu fie denaturată. În noiembrie anul trecut, statul român a rambursat împrumutul și a preluat 75% din compania Blue Air.